Salutare! Avem 3 bilete diferite din campionatele Europei, dar și un meci din Statele Unite pe Inter Miami. Suntem la Pariază pe telefon și începem cu soliștii. Everton, Sheffield United. A fost un sezon de coșmar pentru ultima clasată din Premier League. Sheffield United a încasat până acum, atenție, 100 de goluri și a doborât un record negativ. Everton este în mare formă pe teren propriu, a câștigat 4 meciuri la rând. După remiza cu Monza, Lazio și-a diminuat șansele pentru a prinde un loc de Champions League. Capitolinii vor lupta însă până la capăt ca să le depășească pe Roma și Atalanta. Pe Olimpico, Lazio a câștigat ultimele 4 meciuri oficiale. De 2 ori a bătut-o pe Juventus în cupă și în campionat. Empoli nu a dat niciun gol în ultimele 4 deplasări și a pierdut de fiecare dată. Marseille face legea pe velodrom, doar Paris Saint-Germain a câștigat acolo în acest sezon. După un campionat sub așteptări, Aubameyang și colegii lui vor să-și ia la revedere de la suporteri cu o victorie. OEM are în față adversarul perfect pentru spectacol. Lorient este pe loc retrogradabil și vine după 3 înfrângeri la rând în deplasare. Cine îl mai oprește pe Icardi? Atacantul lui Galata a marcat de fiecare dată în ultimile 8 meciuri. Icardi abia așteaptă să înscrie din nou și să bage aproape de tot titlul în buzunarul Galatei. Dacă Fener se încurcă în această etapă, Galata devine campioană cu o victorie în acest meci. Vedetele de la PSV încă nu au intrat în vacanță, deși au câștigat titlul în Olanda. Miza ultimelor etape este să-l ajute pe veteranul Luke de Jong să devină golgheter. Fostul atacant al Barcelonei a marcat cu un gol mai puțin decât grecul Pavlidis de la Alkmaar. Sitar n-a mai câștigat niciun meci de la mijlocul lunii martie. Ajax are nevoie de cele 3 puncte ca să-și securizeze locul de Europa League. Lăncierii dau peste un adversar scăpat de grijile retrogradării. Almere, fără pere, are 6 meciuri la rând fără victorie. Trecem acum la biletul cu peste 2,5 goluri. Aici aveți și varianta GG sau peste 2,5 goluri. Cotele sunt mai mici, dar cresc șansele de câștig. Fulham, Manchester City. De când a venit Guardiola, manager, cetățenii au câștigat de fiecare dată pe terenul lui Fulham. Acum miza este uriașă. City are doar varianta victoriei ca să rămână la mâna ei în lupta pentru titlu. Fulham nu se baricadează în apărare. Acasă marchează aproape meci de meci. Newcastle, Brighton. Alături de City, echipa lui Eddie Howe are cel mai bun atac pe teren propriu, 48 de goluri marcate. Brighton poate fi un adversar periculos. În tur i-a dat 3 goluri lui Newcastle. În sfârșit am ajuns și la biletul biletelor, nebunia mondială. Așa cum v-am obișnuit, am ales 10 meciuri cu cote peste 1,80. Am pus PSV 2 la Chaves Famalicao. Umilită de Porto etapa trecută, gazdele sunt ca și retrogradate în Liga a doua portugheză. Hertz și Fece Dandy garantează spectacolul de fiecare dată când se întâlnesc. S-au marcat 5 goluri în cele 2 dueluri directe din acest an. Bayer never losing, așa cum a fost poreclită echipa lui Xabi Alonso, va încerca să își prelungească invincibilitatea în Bundesliga. Am pus GG și peste 2,5 goluri, pentru că Bochum a dat gol acasă în fiecare meci din acest sezon. Sunt 22 de meciuri, deci aveți de unde alege. Dar nu uitați, studiați, analizați și puneți pe biletul verde doar ce vă place cel mai mult.